Solicitată în țările Uniunii Europene, mierea noastră bio este mai puțin căutată de români, din cauza prețului, între 20 și 30 de lei pe kilogram. Mihăiță Prahoveanu îngrijește 80 de familii de albine și produce anual peste 20 de tone de miere. Toată producția ajunge la procesatori, care selectează doar mierea de calitate pe care o exportă. Pentru o miere de calitate e nevoie ca stupii să fie mutați în locurile unde culturile de polen nu sunt afectate de tratamentele chimice. Cum să deosebești mierea convențională de cea bio? Dacă cristalizează, și asta e proprietatea mierii respective, atunci trebuie să cristalizeze de la fundul borcanului până la capac. În Harghita, vremea rece din primăvară a redus recolta de miere și a determinat majorarea prețului până la 30 de lei pe kilogram, în funcție de sortiment. Cei mai mulți apicultori abia au reușit să scoată 15 kg de miere la stup. Apicultorii care și-au mutat stupii în zone cu o climă mai blândă și-au salvat afacerea. Ei au obținut 50-60 de kilograme de miere de albine de la fiecare stup. Totuși, producția e mai mică decât cea de acum 3 ani, astfel că prețul mierii s-a dublat față de 2010. Mierea de salcâm, cea de mană și de zmeură se vinde cu 30 de lei kilogramul. Salcâmul e puțin mai scump și de pădure. Celelalte miere au rămas așa, cum a fost și anul trecut, cam 20 de lei. Toată mierea bio, produsă de familia Laioș, e vândută direct cumpărătorilor și nu ajunge în marile magazine. În Harghita, apicultura este o afacere de pe urma căreia trăiesc 800 de familii. Mi s-a alăturat în studio doamna Cecilia Caragea, expert în piața apicolă și probabil așa cum puteți observa sau veți putea observa în foarte scurt timp, a venit cu o mulțime de bunătăți pe masa noastră. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Bună seara! Pentru invitație. Una dintre întrebări și e clasică este cum deosebim mierea de calitate, mierea bună, de o miere contrafăcută adusă, știu eu, în alte țări sau... Pe lângă analizele de laborator, care bine, nu stăm să facem analize când cumpărăm. Și nici nu putem noi, ce putem să facem este să ne uităm la producătorul de la care cumpărăm mierea respectivă. Cel mai bine ar fi să o cumpărăm de la un producător de care am auzit, în care avem încredere și așa mai departe. N-aș recomanda să cumpărăm miere de pe marginea drumului păstrată în sticle de plastic când afară este foarte cald, peste 40 de grade și așa mai departe. Apoi aș recomanda, evident, mierea românească. De ce? Este extraordinar de bună. Noi avem, din fericire, încă foarte multe zone nepoluate de unde putem să avem o miere excelentă. Tocmai de aceea străinii preferă mierea românească. Și aici intervine diferențierea între producători. Pentru că există producători care își lasă albinele să zboare din floare în floare și să obțină într-adevăr o miere de calitate, sau pot să hrănească albinele cu un fel de sirop de zahăr. Și atunci albinele, evident că vor produce o miere mai slab calitativ. Chiar a fost un caz anul trecut pe această vreme în Franța, în Alsacea. Apicultorii de acolo au constatat că au obținut o miere verde, albastră, violetă, roșie, care nu era bună de nimic. De ce? Albinele zburând au ajuns la deșeurile unei fabrici de bomboane și au mâncat siropul respectiv, care conținea coloranți. Și vă dați seama, albinele sunt atrase de tot bolile. Este foarte interesant ca și anecdotă, dar... Dar de producător, ce putem să mai constatăm noi acasă, dacă putem să ne dăm seama făcând niște teste empirice? Da, putem. Am înțeles că se zaharisește mierea bună, mierea adevărată, dar cât așteptăm să se zaharisească? Depinde, pentru că există mierea polifloră, pe care o știm cu toții, și există miere monofloră, miere de zmeură, de albăstrele, de fâneață, de coriandru, de cimbrișor și așa mai departe. Și mierea se zaharisește sau nu se zaharisește în funcție de raportul dintre glucoză și fructoză pe care o conține. Deci nu e un test relevant. Nu este un test relevant. Aici este chiar o problemă. Eu lucrez în comunicare și în promovarea acestor produse și am constatat următorul aspect. Publicul crede că mierea, dacă este cristalizată, zaharisită, nu este bună. Și producătorii au această problemă.
când să fie mierea zaharisită pe raft, sunt chemați de proprietarul hipermarketului, supermarketului să-și ia marfa înapoi pentru că nu o mai cumpără nimeni. Ori publicul ar trebui să înțeleagă că mierea cristalizată este bună, atâta doar. Deci vedem miere zaharisită în borcane, nu ne ferim de ele, le cumpărăm. Este o miere polifloră bună, cea care cristalizează după un anume timp destul de scurt. Mierea de rapiță, de floarea soarelui, iarăși cristalizează. Că mai e așa o legendă urbană, că mierea zaharisită trebuie pusă într-un bain-marie, într-un apă fierbinte și atunci își revine la formă. În niciun caz. E corect acest? Nu, nu este corect. Mierea nu trebuie încălzită peste 40 de grade Celsius. Dacă am încălzit-o peste 40 de grade Celsius, nu devine mai este toxică. Nenorocit toate enzimele, vitaminele, mineralele și așa mai departe. Și când o punem în ceai, ceaiul trebuie să fie răcit puțin când adăugăm mierea, să nu depășească 40 de grade. Pentru că aici se apare și următoarea problemă, că s-ar putea să existe producători care să ia mierea, să o încălzească, redevine lichidă și corect. Să o revândă. Ceea ce nu este corect. Miere, da. Pentru că au distrus toate beneficiile compromisă și toate calitățile acestui produs viu. Înțeleg că sunt niște reguli draconice pentru a păstra aceste produse. Aveți pe masă o parte dintre ele și n-aș vrea să terminăm discuția înainte de a le prezenta. Ce aveți acolo? Aveți lăptișor de matcă, polen, da, o mulțime de bolnăți. Lăptișor de matcă și polen, însă în